Vă Bun. Spun ce se discută, deci eu nu vorbesc, mă rog, apocalipsa. Vă mulțumesc și mă iertați pentru ce vă mulțumesc și mă iertați. Deci eu vă vorbesc, vă spun lucrurile acestea nu din perspectivă religioasă. Cine crede în Scriptură sau nu crede, e opțiunea lui personală. Scriptura într-adevăr vorbește despre acest semn al fiarei, care e semn de om, 666, care va fi pus pe mână sau în frunte. Dar eu nu despre acest lucru vorbesc. M-ați întrebat despre chestiunea cu chipul. Eu vă spun ce se discută în momentul de față în Parlamentul European și sunt discuții publice. Adică oricine le poate verifica, nu e o chestiune de credință, e o chestiune de verificat. O simplă căutare pe internet și se pot găsi aceste lucruri. Și se leagă lucrurile cu acest certificat verde digital. Motivul pentru care am fost și m-am opus vehement de la început contra acestui certificat verde este tocmai în această perspectivă. În momentul în care tu permiți de la nivel european să ți se condiționeze exercitarea unor drepturi de posesia unei astfel de QR code, înseamnă că tu permiți statului să-ți condiționeze, să-ți constrângă, să-ți șantajeze, efectiv să te șantajeze în ceea ce privește exercitarea de drepturi, tu ne mai ajungi să mai fii un om liber. Pentru că ori ești liber, ori ești o persoană care ești condiționată de stat. Nu poți să le ai pe ambele. Și uitați-vă cum a degenerat acest mijloc, să spun, de facilitare, au spus ei, a libertății de circulație. Ceea ce nu mai are nimic de a face cu libertatea de circulație. Și intrăm și la chestia cu vaccinul. Eu vă spun că sunt preotul, din punctul ăsta de vedere, care am intrat în spital, am stat 7-8 zile, zilnic, am mers și am vizitat persoane bolnave cu COVID. Eu vă spun că oamenii nu mor de COVID. Foarte mulți mor de frică, pentru că stau și ascult aceste dezbateri la televizor unde oamenii sunt înfricați despre virulența acestui virus. Ajung în spital, în spital nu mai ai icoane pe pereți, nu mai ai cruși pe pereți, n-ai o scriptură, n-ai un televizor, n-ai o radio, n-ai o floare. Și tu stai 24 din 24, mai ales dacă ești la ATI, am intrat și la ATI de COVID. Singurul lucru pe care l-au auzit sunt niște pompe care bag aer în oameni și ticăitul ăla a bătăilor inimii. Și acum eu vă întreb și pe cei care ne ascultă, dacă ați stat o oră, 10 ore, 12 ore, 24 de ore, o săptămână, într-un astfel de mediu, n-ai luat o pe ulei, tu nu mai vezi fața unui om. O iei pe ulei, dar nu ia toată lumea, domnul Terchișa. Mai ieși și tu oameni din spital pe picioarele lor. Hai să nu spunem mai cu toți. Pentru că este și o chestiune psihologică. Dacă noi nu-i motivăm pe oamenii aceia și nimeni, gândiți-vă că nu, n-au fost lăsați preoți să intre. N-au fost lăsați membrii de familie să intre la ei. De acord. Oamenii aceia nu aveau un contact cu exteriorul. Au fost o oroare tot comportamentul pe care l-a avut establishmentul. Noi ne uităm la statistici, nu vă supărați. Domnul Ciutacu. Da, domnul Becali. O să vină vremea când dacă nu ai chipul, că oamenii o să-l pune de bunăvoie, că nu pot cumpăra dacă n-au chipul. Nu ai chipul, nu mai poți să ai nici proprietăți, că nu ai identitate.